seara, micul meu prieten. Astăzi am să-ți spun povestea despre pisicuța Cizmărița. Într-un sătuc mic mititel, cu case mici mititele, trăiau mulți copii. Căsuțele erau albe, ramele ferestrelor vers, cărărușele drepte, iar ogrezele curate, curate. Totul era în ordine, numai copiii erau dezordonați. Seara, când se duceau la culcare, nimeni nu-și punea ghetuțele la loc. Iar dimineața nu le găseau. Și iată că într-o dimineață, când în toate casele se pregătea lumea să mănânce, micul Ionel nu-și putea găsi ghetuțele. Nu erau. Mamă, unde mi-s ghetele? Întrebă el. Le-o fi luat pisica, zise mama, dacă nu le-ai pus la locul lor. În alt caz se auzea o voce de fetiță. Striga Dorica: Mămico, unde mi-s ghetuțele? Nu le-ai pus la loc aseară și le-a luat pisica, zise mămica. Și în multe case copiii nu-și puteau găsi ghetuțele. Așa și s-au așezat la masă de scurs. Și-au băut cafeaua, apoi micul Ionel a ieșit în prag și a strigat: Dorico, vino la mine! Nu pot, a strigat Dorica. Vino tu, că mi-a luat pisica ghetuțele. Nici eu nu pot, șpele mele le-a luat. Nimeni nu putea ieși afară. Toți copiii ieșiră numai în pragul caselor. Și Ștefănel, și Aurica, și Costel, și Angelica, la toți le era frig la picioare. Numai când s-a mai ridicat soarele, s-au încălzit și au dat busna în drum. Unde ne-o fi dus pisica ghetele? Întrebau ei. Haideți să căutăm casa ei, zise Ionel. Porniră. Iată că au ajuns în pădure. Pe iarbă mai strălucea roa, în pom ciripeau păsărelele. Într-o poieniță, copiii au văzut o căsuță albă cu acoperiș roșu. Pe ferestre glastre cu flori, iar pe ușă era scris: Pisicuța Cizmăriță. În prag a ieșit chiar stăpâna. Miau! Ce căutați aici, dragii mei? Întrebă ea. Ghetuțele. Atunci pisicuța i-a chemat în casă. Pe o poliță, ce să vadă? Stăteau frumușel în rând o mulțime de ghetuțe roșii, albastre. Cât de curățele erau! Să-și ia fiecare ghetele sale, zise pisicuța. Dar asta nu era tocmai ușor. Ghetele erau ca noi și fără nicio găurică și curate, curate. Cu mare greu și le-au recunoscut. Numai sândel cel mititel a rămas descălțat. Dacă nu-ți găsești ghetuțele, ai să pleci acasă de sculți. Toți se pregăteau să pleci spre casă, iar Sândel totuși căuta ghetuțele. Era frig la picioare și nu știa ce să mai facă. Miau, tu ești cel mai dezordonat, îi zise pisicuța. Dar îmi pare rău de tine, să nu răcești. Și i-a duce ghetuțele reparate și curățite. Când s-o rupe de tot, am să-ți fac altele. La toți am să le fac. Bucuroși, copiii i-au mulțumit și i-au promis că de acum înainte vor fi mai ordonați. Aici termin povestea. Dar ți-ai pus ghetuțele la loc? Ia vezi, de nu ți-l ia pisicuța. Noapte bună.